Pentru a înțelege cum este acest e-matrix eficient pe patologia de care v-am povestit deja, o să vă ofer câteva detalii tehnice legate de aparat. Aparatul folosește, furnizează energie de radiofrecvență prin intermediul unei matrici de electrozi. Cum se observă aici în imagine, sunt 64 de electrozi, între care se creează un curent de radiofrecvență, care produce niște leziuni minime la suprafața pielii, cu un impact maxim în dermul profund, unde se găsesc fibrele de colagen și elastină. Ceea ce vedeți figurat aici este zona de arsură, de leziune epidermică, care o vedeți aici în vârful trunchiului de con, și în baza leziunii se observă zona de încălzire care se produce în dermul profund. Se inițiază așadar un proces de remaniere dermică profundă, pe care organismul o percepe ca pe o rană pe care trebuie să o vindece și produce, prin urmare, noi fibre de colagen și elastină. Efectul imediat o să fie că pielea este mai netedă și mai întinsă și el este însoțit și un efect de termen lung, pentru că se sintetizează noi fibre de colagen și elastină și în câteva luni efectul acesta imediat e susținut printr-un efect persistent pe o durată mai lungă.